Da, e foarte, foarte bine pentru, și pentru el și pentru echipă că marchează, merge la fazele fixe și iese. Cu siguranță, deci de ce nu? Sperăm să, să dea și acolo gol și să câștigăm. Va fi o atmosferă frumoasă, e, e bine că se joacă pe Național în Arena, vor fi probabil 50.000 de oameni, dacă nu, oricum, eu cred eu că va fi, va fi plin. Se pare că nu va juca din acum, posibil, dar da, cred eu că nu merita acel carton galben, din câte am văzut eu din teren. Nu știu dacă mă înșel sau nu, dar cred eu că a fost cam ușor. Era un jucător important pentru noi, ne bazam pe el, e un jucător care ne ajută foarte mult, ține mingea la noi și ne ajută. L-ați încurajat în vestiar? L-ați încurajat în vestiar? Sigur, i-am spus că nu trebuie să treacă peste lucrul acesta și cu siguranță așa va fi. Cum se pare Dinamo? Vă dați seama că suntem de acord. Normal, e... Sperăm să ca cei de la UCLU să facă un joc bun și să câștige. Așa ne dorim. Sperăm să jucăm cu titlul pe masă și să mai este și un învingător. Poate că este dată de Bonelli. Poftim? Dinamo cu Bonelli, cum se pare? Nu pot să vorbesc eu despre alte echipe. Eu pot să spun numai despre echipa noastră. Dacă mă întrebați despre alte echipe, nu mă interesează. Spuneai că vrei ca și grupul să câștige partida cu UCLU să câștige cu... Te-ai emoționat, nu. Chiar nu. Cum să câștige CFR? Cu UCLU. Poate fi și mai salată echipa CFR-ului, cea mai lucrată din ultimii ani. Câștigă un oră pe ultimele minute de joc. Acum, cu voința Sibiu, cu la Dinamo, sunt dată exemplu în sezonul ăsta? Da, se pare că au și noroc, dar nu asta e important. Au o luptă până la final și na, asta e. Au... Da, am revenit aici la Fanatic Show cu Sorin Cârțu, Andrei Vochin și Alin Buzărin. Ai vrut, te-am întrerupt cu Craiova, Andrei. Vorbisem, discutam, adică asta mi se pare incredibil, să nu-ți chem partea aelată. Cât poate să meargă ura asta față de Mititelu până la urmă? Adică, de ce nu-l împușcă la zi și gata? Mă rog, pentru mine ar fi o mare problemă asta dacă aș fi sigur că s-ar judeca în mod corect acest caz. Dar am avea atâtea exemple în fotbalul ăsta în care regulamentele nu contează. Unul dintre ele fiind și Universitatea Craiova. Nu se poate să iei o decizie capitală împotriva unei echipe. Nu mai spun ce echipă. Nu mai spun ce echipă. Și ea să producă efecte și tu acum ce să faci? Să introduci o echipă a Craiovei în fotbal românesc și pe aia ai desfințat. Păi atunci desfințezi orice echipă ai tu chef în funcție de dacă îți place sau nu îți place fața patronului. Nu mi se pare normal să se întâmple. Nu, e un abuz uriaș. Iar dacă s-a întâmplat așa cu programul finalei, cum spune domnul Mititelu, lucrul ăsta nu face decât să-mi amintesc, așa făceau și acoliții lui Ceaușescu cu Marcel Răducanu, cu Sărmăreanu. Lăsau echipa de 10 oameni. Poate, da. Lăsau echipa cu 10 jucători. Da, în istoria...